știu nu, că nu, se nu. Poartă Covor acum. Ca lumea, domnule. Și rămâne parchetul liber. În fine. Pe bine, tu care ai parchet, dar noi ăștia care avem linoleum, ce să facem? Punem un covor mai gros. Ia uite, dragă, crezi că toți ne permitem să punem și parchet? Aie. Dragii mei, dacă nici voi nu știți cu ce să începeți mai întâi, ne dă câteva idei. Carmen Șerban, colega noastră Mădălina, e acum alături de ea. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața, dragilor! Carmen este cu un pas înaintea noastră. Asta pentru că s-a apucat deja de făcut treabă și are hainele toate organizate ca la carte, aranjate în ordine. Bravo, Carmen! Bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai pregătit de Paște în avans. Sigur. De când vine vorba de dressing. Mă trezesc, televizorul pornesc și aștept cu nerăbdare ora să-l salut pe Cove și pe Lora. Să-i salut. Foarte bine. Să-i salut, să-i așa salut. Așa primire. M-am emoționat. Așa primire. Da. Vreau să deschidem repede dulapul pentru că repede. Ne prezinți. Bună dimineața. Cele mai sofisticate ținute pe care sunt sofisticate, sunt potolite totuși, pe care încă nu ai apucat să le porți pe toate. Unele, da, ai dreptate, unele sunt purtate, dar de asta cumpărăm haine, pentru ca să le purtăm, nu? Exact. Ce vrei să-ți arăți? Ai vreo rochiță preferată? Pentru că ai o sumedenie. Am foarte multe rochițe foarte preferate, multe. Nu știu cum sute. Să mă întorc, să nu stau cu spatele. Așa. Uite, am rochița asta preferată acum. Așa. Am luat-o de Revelion, am purtat. All black. Da, frumoasă, da. Dacă vrei să știi... Tu îmi povesteai ceva mai devreme că le și crezi. Da. Uite, cu asta am îmbrac la următorul videoclip, o salopetă superbă. Mm-hmm. Da? Predomină roșul în garderoba ta. Așa. Asta este o rochiță de cocktail foarte frumoasă. Tot. Îmi povesteai că tu ai ales umerii aceștia, bufanți, așa să-i faci, nu? Asta este cumpărată, este tot un brand. E cumpărată, foarte... bun. Arată-mi ce ai creat tu, pentru că ai o imaginație tare bogată. Așa, asta era. Uite, asta perfect. Este o rochiță frumoasă care... Are și buzunare, eu creez rochițele și mi le coase Brenda, o rusoaică, runcă, este făcută așa cu un... Și ești pretențioasă? Te duci de multe ori la probă? Nu de foarte multe ori, că lucrez cu ea de foarte mulți ani și știe ce vreau și cum. Pe aceasta o să o îmbrac de Paște, de exemplu, pentru că eu de Paște mă îmbrac în roșu. Așa. Și nu te îmbraci în pantaloni, îmi povesteai, nu? Ba da, am și pantaloni, uite, tocmai pusese mâna. De Paște ai zis că nu te îmbraci niciodată în pantaloni. Nu, uite, și nici am la și înviere. Pantaloni pentru serii în care... E cu paiete? Da. Ăștia i-am cumpărat din Tenerife. Foarte drăguț. Da. Și aș vrea să deschidem și cealaltă parte a dulapului, care e toată plină cu paiete. Ia să vedem. Tot foarte așa. Drăguță e și aceasta. Și asta are buzunare și este făcută de o altă fată, tot din București, care crește foarte bine. Îmi plac salopetele și îmi plac, am tot felul de rochi, de cocktail, dar îmi place cel mai ai mult... Ai cu ce să te lauzi. Am, aceasta uite. E ideea. Deschidem și ultimul dulap am de aici, ultima parte a dulapului. Mă îmbrac și tradițional, dacă trebuie, stai să-ți mai arăt o rochiță vreau, drăguță. Vreau să deschidem aici, pentru că mai avem foarte puțin. Puțin mai avem, uite, da. O rochiță drăguță, am primit-o de la prietena mea, Gabriela Băncescu, din New York. Foarte simpatică. Patroana restaurantului, costume, mă îmbrac la costum, îmi place să mă îmbrac la costum. Când ia trebuie... uite ce frumos e acesta. Da, e un costum de firmă foarte elegant și... Foarte drăguț. Da. Haine sport, îmi spuneai că nu prea ai, adică nu aba, porți. Da, am foarte multe haine de nu sport, porți. Însă nu mă îmbrac sport decât la grătar sau pe acasă sau când merg la sală. Sau... Corect, că mi se pare corect. În restul timpului e foarte, foarte elegant. Vrei să-ți arăt rochițe? Și vreau, da, rochițele cu paiete, pentru că asta e. Nouă femeilor ne paradisul plac... paietelor. Paietele, aceasta da. Este tot o rochiță, creația mea. Ia. Așa. Altceva? După, făcută pe modelul unui mare designer de la Hollywood. Da? Foarte drăguță. Tot cu Brenda, Brândușa Classic o cheamă. E foarte, foarte... Și ai foarte, foarte multe rochii roșii. Văd și verde. Care sunt culorile tale preferate? Uite, să zicem așa. Am luat-o de la Londra, de curând. E foarte frumoasă, se așează foarte bine. Și aici este zona de spate. Foarte drăguț. Adică și am și rochițe care mă avantajează când sunt mai plinuță și când, da, uite, am și asta tot de la Londra. Nu, asta am luat-o din România. Cu franjuri, așa, foarte da. Drăguțe. Îmi place verdele. Și am făcut și la asta buzunare, că eu... Că te întrebam cumpăr, de culori. Cumpăr rochile și le duc la... Îi place verdele, îi place roșul,
pentru că astăzi ai o ținută așa toată. Da, 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 uite, cu roșu asta e de la Londra. Am luat-o de pe manechin din vitrina, de pe Oxford Street. Mm, foarte drăguță. Da, și e foarte drăguță. Ai cu ce să te lauzi, da. Ca să zic așa. Eu mai rămân alături de Carmen pentru uite, că e o prezență. Uite, asta este o creație de-a mea, cu energie tare, tare bună. Și a brandei foarte frumoasă. Hai, ultima creație. E făcut așa, mai etno. Mmm, drăguță. Rochița asta m-a costat vreo... Numai materialul de jos a costat 40 de milioane, cumpărat așa cu mie. Și apoi totul este compus de noi. Ne-am dus rochița că la vreo 60-70 de milioane. Tot ceea ce dar ne-a este unicat de aici. Și sunt mândră de creația asta. Vezi? Sunt o investiție. Bă, ca atare. Îți mulțumim tare mult, eu nu, Carmen. Eu nu vreau să mă laud, însă... Na, noi am cerut asta și... Fiind pandemie, m-a întrebat Mădălina, care-i treaba cu rochile, mai ți-ai cumpărat ceva nou? Zic, normal, nu mi-am cumpărat nou, că, nu ai unde să că le uite, port. Am ce să port, mulțumesc lui Dumnezeu, și acum ținem de bani. Dacă nu le poartă la evenimente, măcar nouă să ni le arate. Da, da, vă pup cu drag. Pa, vă pup, dragilor, Laura Cove, ne întoarcem la voi acum.